Moldovanul ca Marea Britanie, parcat fix în stația de transport public. Și mai grav, merge cu copilul la volan. Așa spart copiii de pe care nu mai vrei să-i păstrezi. La orice frânare bruscă sau mini-accident, strivești copilul și îl faci chiseliță. O simțit că-i rușine, dau răspuns obraznic. Cum le stă bine moldovenilor semidocți. Și acum vreți schimbare? Plahotniuc să fac schimbare. Vor fi luat de la închisoare. Ori chertoacă din arest la domiciliu. Schimbarea vine de la noi. De la șoferii de microbuz care se opresc în mijlocul drumului. Poate mai prinde un călător. De la pietonii sau călătorii care așteaptă transportul public la trecerea de pietoni. Dacă nu ne schimbăm noi comportamentul, nu se schimbe situația.